Hai să băieți și bine am găsit la un episod din seria noastră zilnică de SAMP. Băieții, data asta suntem tot pe serverul moon.eclipse.ro și în videoclipul de astăzi vreau să vorbim o chestie destul de specială, probabil ați văzut asta din titlu, pentru că eu mereu dezvălu în titlu și în thumbnail cam despre ce este vorba, bine, cam asta fac toți youtuberii. Dar înainte să dăm drumul la episod și să vorbim despre ce vreau să vorbesc, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mă susțineți și dacă vreți în continuare episoade cu SAMP. Și nu uitați să vă abonați la canal dacă sunteți noi pe canal și vreți în continuare episoade cu SAMP. Un pic dau muzica asta mai tare, cam așa, eu zic că e ok și facem un hăț. Mamă, ce-a luat-o deodată. Așa. Bun. Băieți, înainte să începem să vorbim despre ce vreau să vă zic, hai să vorbim un pic despre ce s-a mai întâmplat aici pe SAMP. Mulți, după videoclipul de ieri, m-ați întrebat că, bă, de ce banul rămâne, că nu-i corect, că pula mea, probabil nu v-ați uitat, doar ați văzut titlul thumbnail, ați intrat pe clip și nu știu ce ați făcut, n-ați ascultat, m-ați ascultat fără voce, nu știu, m-ați ascultat pe mut, ați văzut gesturile mele, pula mea, în fine. Da, mă, băieții, nu am fost, nu a rămas banul mi-a fost scos, sunt pe cont, hai să dăm și un status, că nu v-am mai dat un status de mult. Am făcut 100 de ore jucate, 100 caca în mână, dăm și un biz status să vedeți așa cam cât produce bizulețul ăsta, aproximativ 50 caca pe zi. Ieri cel puțin atât a făcut, astăzi nu știu, 370 la ora asta conectați. Și da, mă, hai să vă zic despre ce vreau să vorbesc. În ultimul timp despre faza, despre subiectul din titlu și thumbnail, ok? Coi, ce face asta? Bun. În ultimul timp foarte mulți jucători, foarte mulți abonați m-ați întrebat, bă, Hunere, mai faci un giveaway, că pula mea, tu făceai giveaway aproape în fiecare săptămână, făceai giveaway multe, parcă aș vrea să mai particip și eu la un giveaway de-a tău, dă și tu nu știu câți bani. Bă, băiți, fiți atenți. Nu... Pe SAMP, dacă sunteți jucători de SAMP, m-am gândit să fac în felul următor. N-o să fac momentan giveaway-uri pe SAMP, pentru că din câte știți sau dacă nu știți, vreau să-mi fac întâi eu roz, să fac întâi roz de niște bani, să-mi iau un Infernus și ce mai am nevoie, probabil o casă sau o companie, vedem când o să fie adăugate. Și am nevoie de bani pe SAMP, deci giveaway pe SAMP nu o să mai pot să fac. Când să m-am gândit în felul următor, să fac giveaway în bani real, în bani real însemnând euro. O să vreau să fac giveaway-uri cu paysafe-uri de 10 euro, odată la nu știu cât, oricum, nu contează, odată pe săptămână, odată pe săptămână, eu zic că e ok. Giveaway-uri cu premii în bani cu paysafe de 10 euro. Dar nu o să fac pentru toți jucătorii de pe SAMP, vreau să fac un pic diferență. O să fac giveaway-uri în premii cu paysafe-urile astea de care v-am zis pentru jucătorii care sunt pe moon. Adică dacă vrei să ai șansă și să câștigi la giveaway-uri, o să trebuiască să fii jucător pe moon. Nu știu câte ore jucate să pun ca să poți te înscrii, probabil o să fie 10 ore jucate ca să nu se facă abuz, să se înscrie lumea cu mai multe conturi. Să fie gen un singur cont, o singură persoană, să nu fie o singură persoană cu 3, 4, 5 conturi. Și m-am gândit să fac giveaway pentru băieții de pe moon, da? Aveți IP-ul în descriere, dacă vreți să vă apucați, probabil o să începem de, nu știu, săptămâna viitoare, să vedem, vreau să văd și ce, cât de apreciat este acest videoclip, dacă văd destul de multă susținere, probabil o să începem mai repede, dacă nu, de săptămâna viitoare o să-i dăm cu giveaway-uri în bani reali, extrase pe live-uri, doar pe live-uri și... anunțate pe videoclipuri unde să puteți să vă înscrieți. Vreau să ziceți și voi ce părere aveți, așa nu o să fiți nevoiți banii pe care câștigați să-i băgați doar în SAMP, adică eu o să vă dau codul paysafe și faceți ce vreți voi cu el. Puteți să vă, nu știu, vă luați un joc sau puteți să băgați bani în alte jocuri pe care voi le jucați. Dacă nu e jucător de SAMP, poți să te apuci, faci și tu aici activitate, nu doar 10 ore jucate, poți să te și apuci să joci serios. Dacă vrei să ai șansa să câștigi niște bani, să bagi în jocul pe care, nu știu, jocul tău principal și s-a pus să fie așa. Doar ca să intri să te joci la o caterincă și pula mea. Dacă sunteți și jucători pe alte servere, nu știu, și vreți să câștigați, îmi pare rău, dar dacă vreți,
trebuie să fiți neapărat jucător pe Moon. Și v-am zis, extragerea pe live-uri, înscrierea pe clipuri. Hai să facem și noi aici niște fiși. Și giveaway-uri pe Samp. M-am gândit să fac doar, nu știu, odată la o săptămână la fel, dar doar cu banii pe care mi-i produce Bizu. Adică ce fac eu la job-uri, barbut, dacă barbă că n-am mai ajuns la barbă, băgam și la că am pierdut vreo 10 caca. Ce vreau să zic? Doar cu banii pe care mi-i produce Bizu și probabil o să-mi iau și o casă și gen trebuie să ai rent la casa pe care o să o cumpăr ca să poți să te extrag, să fii acolo renter, îmi dai poză că ești renter sau nu știu, vedem, că nu știu cum e sistemul ăsta cu case, probabil mi-arată mie renterii și o să vedem. Da, nu o să anunț că giveaway-urile cu casa, pentru că mulți o să dați rent la casă doar când știți că face Hunter giveaway. Nu o să anunț, o să le fac așa pe neprevăzute și direct pe videoclip, fără să fie, fără să fie nicio mânărie la mijloc, să ziceți că dau bani la prieteni și așa mai departe. Și cam atât, mă băieți, ce să zic, vă aștept pe server, giveaway, forță în bani real, faceți ce vreți voi cu ele, coduri paysafe. Hai acum să, de fapt nu mă bubuim, hai să mai facem așa niște fiși, să mai vorbim ce mai de vorbit. Da, m-ați văzut că am făcut și 100 de ore jucate, am aplicat și pentru funcția de lider. Foarte, foarte, foarte mulți mă înjură și pula mea, dar nu o să bag în seamă pe cei care mă înjură că mamă vrea și prostul ăsta lider, dacă e prostul ăsta lider mă las, poți să faci ce vrei frate, eu mi-aplic, dacă staff-ul, owner-ii consideră că eu merit șansa să fiu lider pe comunitate, o să iau, dacă nu, nu o să iau, nu o să ține nimeni cont de părerea ta că tu te duci la owner și le înjuri că ea e lider sau că de ce aplică la lider, înțelegi? Sau că de ce apune un ban, că nu-i corect și că YouTuber nu ține cu nimeni, că sunt eu YouTuber, puteam să fiu ultimul prost neauzit și crede-mă că un ban tot luam. Bine, acum să nu credeți că am făcut referire la cineva că ultimul prost neauzit, am zis eu așa că din... mă făceam pe mine prost neauzit așa, ca și cum ar fi, știți? Da, mă, v-am zis, aștept părerea voastră în comentarii dacă vreți să facem giveaway-uri cu premii în bani reali. Sunt curios cât apreciere o să fie la acest videoclip, câți jucători o să vreți să facem astfel de giveaway-uri și ce să zic, let's play pe Moon Eclipse de aici, băieții, dacă vreți. M-am gândit să fac asta, nu m-a plătit nimeni. Dacă vreți să mă credeți, dacă nu, nu, nu mă plătește nimeni, nu-mi dă nimeni bani să fac chestia asta, nu, bani din YouTube nu fac ca să îmi permit să fac chestia asta, vreau să fac doar ca să ajut unii jucători sau unele persoane care au nevoie de bani, de, bine, că nu e o sumă foarte mare, dar acolo 10 euro sau probabil și mai mult, odată, nu știu, câteodată și mai mult, și vreau să fac mai mult chestia asta, da, v-am zis, ca să ajut unele persoane și să promovez și comunitatea, gen profit, că pana mea. Până la urmă aici e serverul pe care joc, aici îmi place să joc și de ce nu? Dacă am posibilitatea să profit într-un fel, gen nu-i profit de nimeni, profit pe banii mei, profit pe munca mea, profit pe lucrurile mele, nu profit de nimeni. Dacă nu vrei să joci pe mult și să joci, asta e problema ta. Și cam atât fi băieții cu acest videoclip, mă duc acum să bag banii în biz, auzi, da mă, bag banii în biz, mă duc să vând peștele să bag banii aici în biz. Și ne vedem probabil de seară pe livestream sau dacă nu am făcut deja livestream până vedeți voi videoclipul. Pentru că astăzi filmez deja ora 7 și un sfert și nu mai are rost să pun videoclipul, deci când vedeți voi clipul îi dimineață, îi... probabil vreo 10-15 dimineața și da, vă aștept pe live stream. Mi-a fost sună, nu uitați dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să vă abonați clopoțelul și dacă vreți în continuare să apăsați pe butonul like,